e o lecție pe care am învățat-o și din YouTube, și din viață, și de la școală, și cam prin toate mediile prin care m-am plimbat. Da, și se referă la faptul că atunci când cineva și-a setat mintea să te vadă într-o lumină negativă, poți să te dai tu peste cap, poți să faci orice. Poți să-i demonstrezi tu un fel și chip că nu este adevărat, dar el tot ce vrea o să creadă. Adică în momentul în care un om s-a hotărât că tu ești villain-ul din poveste, că tu ești personajul rău din poveste, nu, sunt foarte puține șansele să-i mai schimbi părerea. Sunt foarte puține șansele să-l readuci pe linia de plutire. Oricum, ce ai încercat să-i demonstrezi, că îi faci bine, că îi faci favoruri, că vorbești cu el, că vorbești frumos, că nu contează, că vin și vorbesc alții despre tine, este total inutil. El o să creadă în continuare că este, tu ești persoana rea și el are dreptate și n-are sens. E o bătălie pe care n-are sens să o duci. Știu că sunt foarte mulți oameni, chiar și printre cunoștințele mele, dar și printre voi cei care mă urmăriți, care suferă de chestia asta, ca lumea să-i vadă într-o notă pozitivă și când cineva, știu că cineva nu-i place sau că cineva îi vede altfel decât își imaginează, se stresează foarte mult și ai, dar trebuie să fac, dar trebuie să mă placă, trebuie să mă dau peste cap. Nu trebuie să te dai peste cap. Nu te place, nu te place. A decis deja că nu te place, nu o să-i schimbi părerea. Singurul care el este singurul care își poate schimba părerea și numai el, dacă vrea, în mod deosebit, în mod activ, să facă demersuri în sensul ăsta, o să își schimbe părerea despre tine. Tu poți să te dai peste cap, să faci orice, nu, poți să-i donezi, poți să-ți donezi întreaga avere pentru copiii orfani în Africa și tot o să te găsească de vină, că de ce ai dat în Africa și nu ai dat în India, sau de ce ai dat în Africa și nu ai dat în România, și așa mai departe. Adică poți să faci orice, poți să fii Maica Tereza în persoană, dacă el s-a decis să nu te placă, nu te place. Și dacă s-a decis că ești un om rău, o să încerce, din contră, să-și demonstreze chestia asta, probabil și altora, și de-aia nu merită efortul, n-are sens, nu ai de ce să-ți mai pierzi timpul cu astfel de persoane. Te le lași în urmă și treci mai departe, îți vezi de ale tale. Iarăși este un consum inutil de energie să încerci să faci un om din ăsta să te accepte sau să te înțeleagă. Sau să vadă lucrurile din perspectiva ta. Sau să, nu știu, să te creadă altfel decât un om rău. Da? Deci, încetați să vă mai contorsionați în favoarea altora, să vă placă alții, pentru că nu o să vă placă. Dacă ei s-au decis că nu vă plac, nu o să vă placă niciodată.